Bună ziua, prestăm astăzi Motorola AX232. Este un telefon care a fost lansat în luna iulie 2011. Are 95 de grame, vine cu un display TFT rezistiv touchscreen de 256.000 de culori, ce măsoară 2,8 inci și suportă rezoluție de 240x320 de pixel. Ce este interesant la acest telefon, mai vine cu un display secundar OLED de 0,7 inci, este undeva în partea de jos și se aprinde în funcție de notificările pe care le primim sau ne oferă informații legate de baterie, ori respectiv rețea. Iar în momentul în care primim un SMS sau un e-mail, o să primim notificare pe acest display secundar. Putem să observăm sub display acest buton de home. În partea în dreapta găsim butonul ce activează camera. Este o cameră modestă de 2 megapixeli, ce poate să facă post la o rezoluție maximă de 1600x1200 pixeli. Observăm un difuzor pentru redare audio, taste de volum, butonul ce cheie telefonul respectiv îl deschide sau îl pune în modul standby. În partea în stânga găsim adaptor pentru încărcător, respectiv cablu USB sau căști. Vine cu geaia 3,5 mm. Că tot vorbim de accesorii, mai găsim și acest șnur. Haideți intrăm și în meniul telefonului. Este vorba de un sistem de operare propriu. Telefonul vine cu 64 de MB memorie ROM și 128 MB de RAM. Mai găsim un suport pentru card microSD până la 300 de GB. Meniul este destul de simplu. În partea jos găsim diverse icoane importante, cum ar fi cel la meniul principal, contacte, suportul mie de contacte cu apelare foto, mesaje, MMS-uri, MMS-uri, e-mail-uri, SMS-uri, cât și dial de apelare. Haideți să intrăm și în meniu. Mesageria care avem mai devreme, contactele, setări, profile, display, teme, data și ora, alte setări, conectivitate, securitate, informații despre telefon, fișierele mele, este vorba de un File Explorer. Telefonul vine cu suport nativ pentru fișiere MP3, WAV, AAC, AAC+, MP4, H.263, respectiv H.264, MobileNet, este browserul nativ. Telefonul vine cu suport Edge, registru apeluri, se stochează tine 30 de zile apelurile primite, efectuate și ratate, calendar, fotografii, radio, avem nevoie de căști care acționează ca o antenă. Hai să intrăm și noi în meniul secundar, recorder, detalii ale SIM-ului, note, telefonul vine cu suport Java, vine cu Bluetooth, versiunea 2.0, camera, care vorbeam mai devreme, câteva opțiuni, puteți trece și pe modul video. Hai să revenim la meniu. Ceas, alarmă, calculator, aplicații, trebuie să ne conectăm și pe YouTube, Google Search, respectiv Gmail, ora pe glob, modul de activ, avem posibilitatea, spre spune că am alergat, să accesăm mult mai rapid acest meniu, să alegem muzica, radio, camera, video și așa mai departe, stopwatch, countdown, video, e-mail, diverse tool-uri, convertor de unități, music player. Din păcate nu avem niciun sample în telefon, YouTube, player care se conectează la site-ul cu același nume, to-do list. Și să mai precizăm că telefonul vine cu o baterie de 910 mAh. Aceasta este prezentarea telefonului Motorola AX232. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.